În cadrul mișcării adventiste există oameni mântuiți. Asta e meritul lui Dumnezeu, nu meritul oamenilor care deformează cuvântul lui Dumnezeu. Sunt oameni care se zbat în cazul acestei mișcări să ducă mișcarea spre o ortodoxie teologică. Se zbat de ani de zile. Și au fost, într-adevăr, cum ziceau, mari zbateri și încercări spre reformă și conflicte și s-au făcut pași destul de mari în a rezolva multe probleme teologice. Dar, deși este posibil să fii cu adevărat creștin, cu adevărat credincios, în cadrul acestei mișcări, cum prin Harul lui Dumnezeu există oameni mântuiți în cadrul multor mișcări eronate, da? Prin Harul lui Dumnezeu și prin îngăduirea Lui sunt oameni care rămân acolo, poate toată viața lor, este extrem de dificil să respir aerul acesta a învățăturii acesteia și să fii cu adevărat credincios. Extrem de dificil. Eu aș sugera oricărui om care se află în această mișcare și în altele care au asemenea trăsături și acest nivel grav de eroare teologică să caute alte locuri să-și hrănească sufletul. Nu vreau să spun că sunt oameni răi, nu vreau să spun că sunt oameni chiar rău intenționați, sunt oameni care au un grad de eroare teologică foarte, foarte mare.